Gemeni. E o efervescență la voi, ați primit un accept, fie e ziua voastră de naștere sau ori mai fi și alte motive care vă dau o stare de spirit înălțătoare. Rac, o să vă străduiți să vă achitați de toate obligațiile ca să vă rămână timp pentru voi și pentru familie, pentru că ai voștri simt nevoia să fie ocrotiți. Leu, o să interacționați cu niște oameni care o să vă dea de lucru, dar o să purtați niște negocieri în prealabil. Nu o să acceptați condițiile lor pur și simplu. Fecioară, se ivește ocazia să găsiți ceva în plus de lucru și dacă vă permite timpul, o să vă dați acceptul că aveți nevoie de bani pentru concediu. Balanță, aveți ocazia să începeți o relație care va aduce împlinire sufletească. Să vă umple acel gol dacă sunteți singuri și viața voastră ar căpăta alt sens. Scorpion, se încearcă, o să vedeți, cooptarea voastră într-o echipă de profesioniști. O să vă luptați pentru un titlu și poate chiar o să-l câștigați. Săgetător, se poate să intrați într-un parteneriat de afaceri și să fie o provocare pentru voi, că s-ar putea să fie ceva nou-nouț și incitant. Capricorn, o să puteți pune în practică o idee mai veche și să dați de sponsori, de finanțare, ca să vă duceți proiectul la bun sfârșit. Vărsător, o să vă alăturați unui grup, să faceți echipă, să luptați pentru o cauză, să salvați o situație sau pe niște oameni, pentru că aveți un rol important. Pești, poate vă apucați de niște reparații pe acasă, vă străduiți să renovați ori să reamenajați interiorul pentru un plus de confort. Berbec, vă curtează niște parteneri de afaceri să lucrați împreună și este ceva de calitate. Numai să aveți curaj să vă exprimați exact așa cum simțiți. Taur, poate v-ați răzgândit cu privire la o colaborare. O fi cineva care n-a fost parolist, nu s-a achitat de obligațiile contractuale și întrerupeți colaborarea.